Bună ziua, domnule Burleanu, mulțumesc că ați acceptat invitația. E primul dialog cu hotnews.ro. Prima temă este organizarea Euro 2020. O anchetă realizată de colegii mei de la hotnews a arătat că există întârzieri semnificative în îndeplinirea obligațiilor asumate de România. Problemele critice sunt la transporturi, la infrastructura de transporturi, din ce am văzut. Legătura cu aeroportul, autostrada Sibiu-Pitești, modernizarea căii ferate. Ce soluții alternative aveți? În mod cert, luate pe fiecare capitol în parte, există soluții alternative. Situația cea mai îngrijorătoare din punctul meu de vedere este reprezentată de cei 150 de kilometri de autostradă Pitești-Sibiu. Dincolo de organizarea aceasta Euro 2020, a patru meciuri din cadrul campionatului european de fotbal, care plasează România din nou pe harta Europei și pur și simplu putem să intrăm din nou într-un spațiu de modernitate, din acest punct de vedere, e pur și simplu și o necesitate economică a acestei țări. Avem, în primul rând, doi constructori de automobile, unul la Pitești, altul la Craiova, care pur și simplu, adică riscăm noi ca țară să pur și simplu să închidem aceste două fabrici și să lăsăm câteva mii de oameni fără locuri de muncă. Cu alte cuvinte, nu e investiție fantasmagorică, cum am văzut în diverse alte țări organizatoare, în Grecia, Olimpiada de la Atena, sau în Brazilia, unde populația s-a revoltat împotriva unor investiții complet nenecesare, ci e vorba de o investiție cerută de piață până exact, la urmă. De infrastructura generală, da. Fiindcă pur și simplu această autostradă care se tot clamează că trebuie să fie făcută în ultimii ani, se pare că nu a fost făcută. Și ce vom face? Bun, aceasta practic e unul dintre obiectivele guvernului, obiective despre care chiar am discutat cu domnul vicepremier Vasile Dâncu săptămâna trecută, inclusiv în tot acest context al Euro 2020 și pur și simplu să ne putem stabili termene limită pentru fiecare implementare în parte. Dar aici toate calculele arată că nu va putea fi gata până în 2020. Dimpotrivă, e un termen absolut utopic acesta. Ce alternativă avem? Bun, eu cred că totuși n-ar trebui să fie utopic, vorbim doar de 250 de kilometri de autostradă, adică nu vorbim mai mult, adică de mult mai mult. În ceea ce privește cealaltă proiecte, în schimb, cum este cea legată de metrou care să lege Bucureștiul de Otopeni, acolo să spunem că ar putea să existe o variantă alternativă și mă refer la calea ferată, uh-huh, care să lege Baloteștiul de Otopeni și cu o investiție nu foarte mare. Bun, în același timp noi trebuie să înțelegem tot cadrul general, că aceste investiții nu sunt necesare doar pentru a organiza acest eveniment. Câteodată se pare că avem nevoie de o presiune externă ca noi să putem să facem ceva în această țară. Asta e povestea de 150 de ani a modernizării României până la urmă. Exact, hai să ne uităm să vedem ce a lăsat în urmă summitul NATO la București, ce a lăsat după aceea organizarea someului francofoniei. Și tot așa mai departe, adică se pare că întotdeauna avem noi nevoie ca țară de o presiune aceasta externă, ca pur și simplu să ne punem la treabă. Ați discutat cu cineva de la Ministerul Transporturilor despre aceste infrastructuri întârziate. Se ocupă cineva de problemă? Da, avem deja un grup de lucru la nivel de federație. Săptămâna trecută am avut o discuție și cu cei de la CNI, inclusiv cu domnul vicepremier Vasile Dâncu, astfel încât pur și simplu să ne putem corela mult mai bine pașii de acum înainte, să putem pur și simplu să fim mai atenți la termenele, pur și simplu și la demararea proiectelor, da? Fiindcă pe lângă aceste proiecte de infrastructură generală, bineînțeles, așteptăm și trecerea alegerilor la nivel de capitală, fiindcă și capitala, primăria capitalei este puternic implicată. Da, e un dialog tripartit, exact. FRF, guvern și primăria București. Capitalei sunt cei doi actori instituționali foarte importanți din această zonă, dar dincolo de acest subiect vorbim și de infrastructura specifică, infrastructura sportivă. Vorbim de cele patru stadioane care trebuie să intre în modernizare în București. Dintre care unul e aproape rezolvat, cel de la Arcul de Triunf și da, mai e problemă cu lucrările de modernizare la stadioanele Steaua, Dinamo și Rapid. Exact. Dacă la Dinamo și la Steaua practic nu ar fi probleme în ceea ce privește, să spunem, regimul proprietății, se știe foarte clar, unul aparține Ministerului de Interne, celălalt Ministerului Apărării. În ceea ce privește stadionul din Giulești, acolo e o problemă, fiindcă așteptăm o decizie definitivă din partea instanței pentru a clarifica regimul proprietății. Uh-huh. Noi am încercat să aflăm de la Compania Națională de Investiții în ce stadiu sunt proiectele de modernizare și n-am aflat pentru cele trei stadioane. Ne puteți spune dumneavoastră? Ceea ce pot să vă spun, pentru Arcul de Triunf deja s-au început lucrările. Okay. Acolo au fost nevoie inclusiv de intervenții, fiindcă stadionul, suprafața de joc nu corespundea, era mult mai îngustă, da, și atunci a trebuit implicit să solicităm
lățirea acesteia, plus vestiarele și alte lucruri de acest tip. La Dinamo avem un studiu de prefezabilitate pe 30.000 de locuri. În momentul de față, CNU spune că numărul de spectatori este prea mare atunci și suma implicit solicitată. Uh-huh. E corelat. Prețul e corelat da. cu numărul de locuri de pe stadion și atunci am avea nevoie de un alt studiu de prefezabilitate pentru a vedea practic cât ar fi un cost pe un stadion mai mic. La fel în ceea ce privește stadionul Stelei, stadionul Ghencea, în care practic acolo încă nu avem un studiu de prefezabilitate și aceasta e procedura pentru a merge mai departe. Și vă spuneam Giulești, unde trebuie să așteptăm o decizie definitivă din partea instanței pentru a vedea dacă sunt probleme cu regimul proprietății. Având în vedere toate aceste întârzieri, să le spunem, ce spun oficialii de la UEFA? Ați avut o discuție pe stadiul pregătirilor? Da, cea mai mare problemă am avut-o cu nedeschiderea arenei naționale, un subiect foarte bine cunoscut la începutul acestui an și chiar în acea perioadă colegii mei din grupul Euro 2020 se aflau la nivel de UEFA. Acolo, practic, la nivel de UEFA lucrăm cu următorul termen limită, astfel încât anul viitor trebuie să anunțăm foarte clar dacă mai avem intervenții în ceea ce privește arena națională. Uh-huh. Undeva în toamna acestui an se va activa acest grup de lucru și vom avea, practic, prima vizită a UEFA în România pentru a inspecta tot ceea ce înseamnă garanțiile guvernamentale pe care România și le-a luat și implicit stadiul lor și care e orizontul de timp în care vor fi gata. Există pericolul ca România să piardă organizarea meciurilor de la campionatul european din 2020? Din punctul meu de vedere, nu, fiindcă întotdeauna, și cum vă spuneam, întotdeauna când avem o presiune din aceasta externă, se pare că reușim să ne mobilizăm și să mișcăm lucrurile. Sunt optimist și chiar îmi doresc, adică să putem să avem din nou un grup de lucru la nivel de guvern. Aceasta a fost și una din propunerile pe care le-am avansat vicepremierului, să avem un grup de lucru cu reprezentanți din partea tuturor instituțiilor și să ne întâlnim la fiecare 2-3 săptămâni, o dată pe lună, să putem să vedem exact care este calendarul implementării, dar nu doar să vorbim despre. Din acea lungă listă de obligații asumate de România, care ar fi cele minimale astfel încât să nu fie periclitată organizarea campionatului? Pentru că, încă o dată, mi-e greu să cred pe calculele pe care le-am făcut noi și pe ce spune și Ministerul Transporturilor. Mi-e greu să cred că vom avea autostrada gata până în 2020. De metrou probabil că la fel e greu să-l avem. Deci care ar fi condițiile minimale? E dificil și n-aș vrea în momentul de față, fiindcă lucrăm cu toate aceste proiecte și de infrastructură generală și de infrastructură specifică, astfel încât nu aș vrea în momentul de față să intrăm în soluții alternative, fiindcă dacă am deschide în momentul de față acest capitol al soluțiilor alternative, fiți sigur că în 2 ani de zile o să discutăm de alternative la alternative. Okay. Da? Astfel încât punctul nostru de vedere este să stăm în toate aceste garanții pe care le-am primit în momentul în care le-am asumat, dar în același timp pur și simplu ceea ce îmi doresc, fiindcă e să avem o capacitate de a înțelege și de a avea o capacitate de a înțelege în ansamblu care este importanța unui asemenea proiect, a organizării 4 meciuri în România. În primul rând, nu e un moft al Federației Române de Fotbal, nu e un moft al suporterilor fenomenului fotbalistic, ci pur și simplu, un asemenea eveniment te poate pune din nou pe harta Europei, adică să nu mai fim doar un contur pe această hartă. Nu mult întâmplător, chiar lucrăm în momentul de față pe un concept de diplomație sportivă pe care să ne-l putem asuma ca țară, folosim modelul francez. Ambasada Franței și excelența sa, ambasadorul Franței la București, s-a implicat activ în acest grup de lucru. În perioada imediat următoare vom avea întâlniri și cu celelalte federații sportive din România. De ce? Fiindcă pur și simplu, ceea ce mă doare cel mai mult este că nu se înțelege că sportul, și mă refer la decidenți, nu se înțelege practic că sportul are nenumărate valori sociale, comunitare, dar și economice. Da? Mă refer la plus valoarea, mă refer la acel profit economic pe care sportul aduce țării. Fiindcă în ciuda faptului că în trecut am avut și încă mai avem sportivi excepționali, decidenții nu fac și n-au făcut de-a lungul timpului decât pur și simplu să facă poze cu aceștia, da? Și a lipsit în toată această perioadă de timp de după Revoluție, din punctul meu de vedere, o strategie foarte clară, o viziune în ceea ce privește toate aceste valori adăugate pe care sportul le poate aduce acestei țări.